Suntem acum bestsellerul editurii Humanitas Fiction, Tatuatorul de la Auschwitz. Tatuatorul de la Auschwitz este un soi de docu novel și este scris de o scriitoare neozeelandeză, Heather Morris. Heather Morris și-a început studiile universitare de sociologie în Noua Zeelandă, apoi în 1991 s-a mutat la Melbourne, în Australia, unde și-a desăvârșit studiile la Monash University. În 1996 a început cursuri de scenaristică profesionistă, mai întâi în Australia și apoi în America. În 2003 l-a cunoscut pe cel care a fost, într-adevăr, tatuatorul de la Auschwitz-Birkenau, un evreu slovac pe nume Lale Sokolov. A lucrat cu el timp de 3 ani, i-a spus povestea lui, i-a transcris-o și mai întâi a făcut un scenariu care a luat premiul 1 în 2016 la International Independent Film Awards. După aceea s-a gândit că, de fapt, acest scenariu ar trebui transformat într-un roman pentru ca lumea să știe și prin intermediul ficțiunii ce s-a întâmplat cu acest om care a fost tatuatorul de la Auschwitz-Birkenau. Cartea a fost terminată în 2017 și a apărut în Statele Unite, în Canada, Australia și în Marea Britanie în ianuarie 2018. Până în septembrie 2018 s-au vândut peste 1 milion de exemplare, cartea aflându-se și în momentul de față pe locul 1 la vânzări în Statele Unite, în Publishers Weekly, pentru roman novel, deci roman documentat istoric. De asemenea, se află în topul vânzărilor și în Marea Britanie și în Irlanda. Este bestseller absolut pe Amazon, New York Times, Sunday Times, Irish Times și așa mai departe. Până în momentul de față, cartea a fost tradusă în peste 35 de țări. Chiar de curând a fost nominalizată la prestigioasele premii National Book Awards din Marea Britanie. Serialul TV care se face de către Synchronicity Films va apărea în ianuarie 2020 pentru a marca cea de-a 75-a comemorare a eliberării lagărului de la Auschwitz-Birkenau. Scriitoarea noastră de origine neozeelandeză, devenită naturalizată, apoi australiancă, a avut un mare noroc. Într-o zi s-a întâmplat să-l întâlnească într-un tren pe tatuatorul de la Auschwitz. După aceea s-au simpatizat, a invitat-o acasă și ea i-a spus de la început: să știi că eu nu sunt evreică și am origini germane. Și el a spus: cu atât mai bine, vreau ca tu să-mi scrii povestea vieții mele. Și așa a început colaborarea lor, care a durat 3 ani de zile, până când Lale Sokolov a decedat. Este un roman puternic, un roman emoționant, un roman adevărat, în care autoarea se transpune total în mintea și sufletul lui Lale Sokolov pentru a reuși să-i depene povestea. I-am invitat pentru a lansa acest extraordinar roman pe chiar traducătoarea romanului, Luana Schidu, o mare traducătoare. Ea ne-a dat de curând bestsellerul absolut de anul acesta al editurii Humanitas Fiction și a Raptului Denisei, Zuleica deschide ochii. Și de asemenea pe un mare scriitor și traducător și jurnalist care este Radu Paraschivescu. Permiteți-mi ca pentru început
să-i dau cuvântul traducătoarei, să-i dau cuvântul lui Anei Schidu.